Acum în imagine, numărul 8. Lăcătuș pentru Adrian Ilie, Adrian Ilie! Adrian Ilie și este 2-2! 2-2! Gol! Steaua, din nou Adrian Ilie reușește să treacă de Verlinden și din nou acest cuplu senzațional, Lăcătuș și Adrian Ilie, restabilește egalitatea pe stadionul din Bruj. Extraordinară experiența și subtilitatea lui Lăcătuș, care l-au pus din nou în avantaj pe Adrian Ilie și acesta, după o primă încercare de lob în prima repriză, reușește această execuție în fața lui Verlinden. Este 2-2 și o partidă de toată frumusețea din preliminarele Ligii Campionilor. Aveți ocazia să o urmăriți numai la ProTV. Nu uitați returul peste 2 săptămâni, tot pe frecvența noastră.